Bună tuturor! Ei, astăzi vom vorbi despre Coreea de Nord, pentru că foarte mulți ne-ați întrebat ce nu am putut filma acolo și de aceea ne-am gândit să încercăm să vă povestim câte ceva din aspectele pe care, din motive leste de înțeles sau pentru că nu am avut ocazia să le filmăm, nu le-am putut prezenta în cele două vloguri realizate în Coreea de Nord. Cum am ajuns noi aici? Primul impact la famă când am trecut din China în Coreea de Nord, atâta de groază mi-a fost de întâlnirea cu vame și că nu știam la ce să mă aștept, mai ales că am auzit multe povești de la tati, de la prieteni, de la părinților mei, cum a fost și în România pe vremea comuniștilor, că nu, dacă cumva vrei să fugi din țară, ce răi erau și nu știu, oarecum i-am asociat pe vame și nord-coreeni cu vame și români dinainte de 89 și mi-a fost foarte, foarte frică. Și, na, a zis că o să ajungem acolo în vamă, că trebuie să coborâm din tren, să ne controlezi. Ai de capul meu, m-a avut grijă să ștergem tot ce aveam așa mai de ochiat prin telefon, nicio poză mai deosebită, Biblie, nimica, că, na, se uită în telefon și chiar așa a fost. Adică, a trebuit să coborâm din tren și Adi cu ceilalți din grup au coborât și am mai rămas eu în adică am vrut să ies și eu cu încă o tipă care am rămas la discuții, am vrut să ieșim, să coborăm repede și m-a oprit vameșa și vine așa, nu, stai un pic. Și a zis, telefoanele. Ne-am dat telefoanele și ce m-a surprins foarte mult că fata aia care a fost cu mine, a luat vameșa telefonul și tipa aia a vrut ca să îi bage codul, să ia telefonul, să îi bage codul. În momentul ăla, așa s-o tras vameșa, deci foarte dur a fost vameșa, știi, și hotărâtă că băi, nu! Telefonul rămâne la mine și tu faci ce zic, știi, ceva de genul o vreau să-ți transmită. Și un pic m-au trecut fiori, după care au început să uite prin aparate foto, tot ce am avut, ne-a speriat foarte, foarte tare. Asta a fost cam prima impresie, dar oricum un pic de panică a fost, adică nu mi-a fost tot una, știi? Dar cred că asta e și ideea, să te sperie, știi, să bă, nu-ți faci tu de cap la noi în țară, știi? Asta e ideea. După care am stat foarte mult în vamă, toate formalitățile lor, am urcat în tren și mamă, frate, nu mai ajungeam. Așa încet mergea trenul, că dacă cumva te plictiseai, puteai coborâ, fugeai un pic și iar urcai. Adică, exact, nu știu, cu 20-25 la oră maxim, cred că au avut trenul. Păi am făcut cât? 100 și ceva de kilometri în 6 ore, nu exagerez, dar eu cred că da. Ni s-a spus, într-adevăr, de Biblie, de pornografie, de materiale anticomuniste, să nu avem așa ceva. Au venit vameșii cu figuri fioroase, iar ghidul nostru, am văzut că i-a luat deoparte și tot încerca să vorbească cu ei, să glumească, să una alta. Ghizii o țineau pe lor, erau ofițerii aceia, da, fioroși, care cu chipiile lor doreau să-i controleze pe turiști. Undeva, ni s-a spus să stăm în compartimente, dar undeva eu am fost foarte curios și tot mă uitam ce se întâmplă pe coridor. Și mi s-a părut, repet, mi s-a părut că din mâna ghidului nostru a trecut în mâinile ofițerilor de la vamă niște punguțe cu țigări, cu mici atenții, așa că nu vreau să spun prea multe, dar încerc să găsesc și eu cumva justificarea pentru faptul că ulterior ei au venit la noi în compartiment, dar nici măcar nu s-au atins de bagajele noastre. Am ajuns seara și mă așteptam un pic diferit să fie, adică văzând și satele lor, care nu erau foarte sărăcăcioase, ziceam, sigur, nu o să fie nimica. Și când am văzut așa clădirile alea înalte și plin de mașină, erau autocare, probabil cu turiști, dar na, oricum era destul de mult agitație și așa, zic, mamă, dar ce e aici, unde am venit, știi? Dar, na, mă așteptam un pic la mai pustiu să fie orașul, știi? Bine, văzând și noi foarte multe țări dubioase, mă așteptam Coreea de Nord să fie super, super nasol, știi? Dar când colo, chiar m-a surprins, adică am mers în hotelul ăla gigant, acum, bine, nu știu dacă e singurul hotel sau nu, alții zic că mai sunt multe hoteluri, în fine, ideea e că arăta foarte bine, adică în Arad la noi nu avem așa hotel fain, acum știu că e capitală și nu e oraș, dar na, chiar arăta bine hotelul, adică era, nu știu ce, marmură, granit pe jos sau ce mai era, ziceau că au acolo
din asta de masaj, piscină, tot felul de prostii. Adică nu mă așteptam, ideea e că nu mă așteptam în capitala Coreei de Nord să găsești așa ceva. Adică, na. În prima fază ne așteptam să nu ne lase deloc să filmăm. Pentru că ne-au scris și pe mail și după ce am vorbit și cu ei la telefon, cu organizatorii, cu agenția din China, ne-au spus sub nicio formă nu puteți face un documentar pentru televiziune, nu puteți vorbi ce ați văzut și așa mai departe. Dar pentru YouTube au spus că ne lasă cu condiția să vadă ei ce filmăm și așa mai departe. Și de aceea am fost foarte, foarte speriat și în primele momente întrebam pot să filmez asta, pot să filmez asta și ei erau cu ochii pe noi. Adică erau cu ochii pe noi. De exemplu, cei doi ghizi coreeni se făceau că explică turiștilor din grupul nostru ce și cum. Dar, de fapt, cu coada ochiului se uitau la mine. Și de aceea m-am bucurat că am făcut atât în engleză cât și în română prezentările, dialogurile noastre, încât în engleză ei puteau să ne înțeleagă. Și au văzut că am făcut pe naivi. Vai, ce frumoasă este biblioteca asta, cea mai mare bibliotecă din lume. Vai, ce frumos este blocul X, blocul Y. Și după ce au trecut primele 10 de minute în care au văzut că noi luăm de bun ceea ce ne prezintă ei, ne-au dat pace să filmăm în continuare și în ciuda faptului că ei ne spuseseră că își rezervă dreptul de a ne selecta materialele pe care să ni le lase din cele filmate sau să ne le șteargă, la sfârșit nu s-a mai întâmplat nimic și ne-au lăsat toate materialele. Știi ce a fost ciudat în Coreea de Nord? Că niciodată nu știam dacă e realitate sau într-un scenariu de film. Tot timpul aveam lupta asta, zic, băi, nu pot să fiu chiar atât de fraieră să mă fraierească ăștia în halul ăsta, știi? Și nici nu știam, tot timpul a fost lupta asta în mintea mea, zic, băi, adevărat sau nu? Și iarăși am fost foarte fraier că nu am pus GPS-ul, că aveam semnal GPS, să vedem dacă, într-adevăr, acum avem cât, eu am cât de cât orientare turistică sau așa, dar nu mi-am dat seama dacă ne învârt în cerc sau nu. Iar asta zic că, nu știu, să fi fost totul un Hollywood în mai mare sau mai mic, știi? Nu știu, pentru că nu mi se păreau că erau aceiași peisaje și totodată am urcat într-un tur de, nu știu, 100 și ceva de metri și am văzut de jur împrejur și nu era mai mult decât am văzut acolo. Nu știu ce să zic. Chiar, nu știu, chiar sunt curioasă dacă aia înseamnă Coreea de Nord sau nu. Noi știm că nu toți nordcoreenii sunt îndoctrinați și sunt într-adevăr atât de naivi încât după 70 de ani de comunism chiar cred că țara lor este cea mai bună din lume și că occidentalii vin la ei în țară ca să vadă cum se trăiește în cea mai perfectă țară a pământului și toți îi invidează și așa mai departe. Sunt mulți nordcoreeni care se uită ilegal pe ascuns la telenovelele din Coreea de Sud. Apropo, este interzis acolo să te uiți la telenovelele sudcoreene, dar am înțeles că toți au antene manufacturate, cam cum prindeam noi pe vremuri bulgarii și ungurii și sârbii, da? Și în ciuda faptului că toți știu cam, sau o mare parte știu cam ce se întâmplă afară, orice face tu ca turist occidental, ei nu își vor deschide gura să-ți povestească chestii pe care nu au voie să ți le spună. Din potrivă, în momentul în care întreb ceva despre războiul Coreei, de exemplu, am fost la muzeul militar și ni s-a povestit despre războiul Coreei și ni s-a spus mereu că americanii și Coreea de Sud au fost cei care au început războiul Coreei, când de fapt toată lumea știe că Nordul a fost cel care a început acel război, adică găsești peste tot pe internet această informație și toți sunt foarte, foarte îndoctrinați. Deși sunt și foarte speriați. De exemplu, cam toți oamenii, toți oamenii mai în vârstă de 14 ani, poartă acolo niște insigne, ori cu steagul roșu al partidului, ori cu figurile celor doi lideri. Și la un moment dat stăteam seara cu ghidul nostru corean, care era foarte simpatic și încerca el să mai dea de acasă, și l-am întrebat ce cu insignia aceea și a spus, este un semn de mare onoare, o dată în viață, o primim și rămâne pentru tot restul vieții, ceva de genul cam cum te făcea la noi pionier și era o mare onoare să fii începând cu un punct pionier. Și am întrebat-o dacă trebuie să o poarte tot timpul, a spus că nu este obligatoriu, dar este o mândrie pentru ei să poarte acel însemn al partidului. La care un turist la noi din grup a spus, da, deși mie insignia să fac o poză și a întins mâna să o ia, la care ghidul, vai, foarte speriat, n-am voie să ți-o dau, așa de parcă ai fi vrut să iei, ce știu eu, nevasta sau pormoneul din buzunar. Deci în momentul în care treci o anumită
o anumită limită sau treci de o anumită barieră, totuși ei devin oamenii care sunt învățați să fie. Pe străzi, dacă mergeam, nu mă băgau oamenii în seamă, toți erau super așa indiferenți și în parc, nu știu, erau mai prietenoși, parcă acolo cred că a fost special pentru turiști. Ăia cred că erau plătiți ca să îi animeze pe turiști, în sensul că erau femeile alea ce dansau, s-au oferit ca să mă chema și pe mine să dansez cu ele, au mai fost tot felul de activități și puteai să, ca și turist să participi și oamenii erau foarte prietenoși, ceea ce nu se întâmpla. E, mai erau și oameni care se plimbau așa pur și simplu și chiar era un copil, ne-am dus foarte... Cum ne-am zis, ca să ducem dulciul pentru ghi sau tot felul de chestii astea occidentale, am dus mai multe dulciuri și am vrut să le dăm la copiii de acolo, știi? Și în parc, zic, acum e momentul nostru să interacționăm cu ei. Și am văzut un tată cu un băiețel așa la vreo 4-5 ani, zic, Adi, hai, scoate dulciurile și să-i dăm la băiat, știi? Și nu știam, era un pic așa că nu știam cum să mă apropii de el, dar na, în englez am încercat să-l abordez și, nu știu, așa, copilul ar fi vrut să ia dulciurile de la noi, dar taică s-a fost foarte, foarte, cumva speriat, nu știu. Și până la urmă, și copilul, nu știu, era așa o distanță de... un metru jumate, doi între noi și am scos dulciurile alea și încercam cumva să mă apropii de el. Și orice copil în România și în orice altă țară liberă se apropie de tine și vine cumva că o înțeles că vreau să-i dau dulciurile pentru el. Băiețelul s-a stat lemn. Nu veni spre mine, au trebuit eu să fac toată distanța, nu știu, și cumva simți chestiile astea, că bă, te înțelegi din priviri, dulciule-s pentru tine, vino, ia-le, ți le dau, mulțumesc, nu știu ce, știi? El nu era așa, un pic vrea, se vedea în privirea lui că vrea dulciurile alea, dar totuși nu îndrăznit și taică s-a fost foarte speriat. O chestie foarte interesantă pe care eu am luat-o doar cu valoare de legendă a fost cea legată de faptul că nu ai voie să împăturești ziarele sau revistele. De ce? Pentru că pe prima pagină a ziarelor este întotdeauna poza liderului Kim Jong-un. Și este total lipsit de respect ca tu să îndoi poza cu liderul. Și mai rău este să arunci un ziar la gunoi. Nici măcar nouă ni s-a tras atenția, nouă ca turiști, nu avem voie să aruncăm ziarele, eventuale ziare cumpărate, în coșul de gunoi al hotelului, pentru că vom fi pasibili de amende sau ni se poate întâmpla una și alta. Și noi am zis că precis că este doar așa o chestie, wow, ca să ne sperie pe noi turiștii. Și am fost într-un magazin, o librărie în care puteai să cumperi tot felul de cărți, postere și ziare. Și am cumpărat, amintire, un ziar. Și am luat ziarul și am vrut să văd ce face acea vânzătoare dacă eu mă apuc să-l îndoi. Și am luat ziarul și am început să-l îndoi. Și la care a fost foarte speriată, no! Și mi-a făcut semn să-i dau ei și l-am dat ei și l-a rolat așa frumos ca să nu se îndoaie fața liderului Kim Jong-un și mi-am dat seama că da, într-adevăr, situația este chiar așa cum ne-au spus ghizi și este bine să ne păstrăm conduita între anumite limite în Coreea de Nord, pentru că din ceea ce se spune foarte mult este adevărat. Ce mi s-a părut ciudat în magazinul ăla că nu ne lăsa să filmăm? Adică de ce să nu filmez ce ai de ascuns, știi? În fine, dar mi-a plăcut că au fost tot felul de produs. Dar, iarăși, vezi, lumea e rea și zice că, că e singurul magazin și că e pentru turiști sau pentru ăștia din guvern sau mai știu eu ce. Dacă stai bine să te gândești la tarabele alea de pe stradă, unde noi nu ne-am oprit. Acum, nu știu în ce condiții îți vindeau produsele alea, dar erau pline de produse. Într-adevăr, nu erau din astea occidentale, dar arătau destul de bine ambalate. Adică nu cred că ar fi fost, știi? Erau ciocolate, erau bomboane, erau de toate aveai. Știi chestia asta, că era plin de ăsta, magazin așa pe stradă. Da, și magazinul ăsta, într-adevăr, avea foarte, foarte multe produse, un pic mai exagerat, adică în Arad, un cartiere, nu găsești așa marfă, știi? Tot felul de fructe exotice și era asta mi se pare ciudat că e una să duci, nu știu, o bere mai de calitate, să duci o ciocolată mai de calitate, dar fructele se strică. Ăștia cum poate să joace așa teatru să aprovizioneze numai magazinul ăla odată la, nu știu, pe săptămână cu fructe, numai pentru turiști? Mi se pare un pic ciudat, știi?
Noi am avut trei ghizi, era Rowan, ghidul nostru australian care venise cu noi din China și erau doi ghizi nordcoreeni cu care ne-am întâlnit doar în gară, în Pyongyang, când am ajuns. Dintre cei doi ghizi, domnul era mult mai volubil și putea oarecum să stea de vorbă fără perdea cu el, dar tânăra doamnă, am înțeles că era de curând mămică și reîntoarsă de curând în câmpul muncii, era extrem, extrem, extrem de așa, cum spune regulamentul, orice o întrebai, îți răspundea așa militărește și la un moment dat am încercat să fac niște glume cu ea și am întrebat-o, zic că e adevărat, am auzit, e adevărat că la voi în țară nu există criminalitate, nu există infracționalitate, la care ea a zis, da, este foarte adevărat. Zic, da, foarte, foarte tare. Și de ce crezi tu că infracționalitatea este aproape de zero? Mă întreabă ea, la care zic eu, nu știu. Ce credeți că se întâmplă cu hoții și cu infractorii? Zic, bănuiesc că îi băgați în pușcărie. Nu. Noi nu avem pușcării. Noi avem numai, cum se cheamă, acele, zic eu, lagăre de corecție? Da. Lagăre de corecție. Am vrut să zic, lagăre de muncă silnică, dar suna, clar că o bulineam acolo pe loc dacă spuneam, dacă foloseam acea sintagmă. La care era foarte mândră. Nu. Avem doar lagăre de reeducare. Chiar dacă se găsea foarte multă băutură, era foarte slabă, adică chiar eu nu consum băuturi alcoolice și am gustat berea lor, care era mult mai slabă decât Radlerul nostru, deci chiar nu avea alcool, mie nu mi s-a părut să aibă prea mult alcool și inclusiv vodka am gustat, deci aici dacă gust așa pun un pic pe buze vodka, deja e super amețită și acolo n-am nicio treabă, deci vodka la ei e ceva de genul apă cu, într-un, nu știu, într-un litru de apă, ori pus, cred că, un păhărel din aia de vodka de-a noastră. De fapt, eu am mers foarte speriat în Coreea de Nord pentru că știam că mă duc pentru ca să filmez. Și știam că dacă voi supăra pe cineva, sunt fiul ploii. Adică, e clar, tu când mergi în Coreea de Nord, Ministerul Afacerilor Externe specifică clar pe pagina sa de internet că ești pe cont propriu. Ambasada nu poate să-ți garanteze protecția, precum în alte țare de pe pământ. Și atunci știam că sunt de capul meu și mai sunt și cu Alexandra, știi? Sunt răspunzător și pentru siguranța ei. Și ca să vezi ce zăpăciți suntem amândoi, în prima seară, în cască, aveam de schimbat o impresie în care să punem Coreea de Nord într-o lumină negativă, o făceam doar în șoaptă și printre buze și ok, am zis că totul e în limitele bunului simț. Dar noaptea, ne-am apucat să stăm de vorbă și Alexandra mă întreabă ea cu naivitatea ei atât de dulce. Auzi, spune-mi și mie acum, cum a fost toată povestea asta cu Ceaușescu și cu comunismul și cât era de rău? Și eu, fără să stau să mă gândesc că prin cameră ar putea fi sigur, erau microfoane, poate chiar și camere de luat vedere. Camere de luat vedere, de fapt, nu erau pentru că eu m-am apucat să caut și cam filme prin dulap, prin colțurile camerei, pe supat, dar n-am insistat pentru că era clar că dacă găseam una, era și mai rău, că de ce am căutat-o și de ce am găsit-o. Și stăteam noi frumos așa, ședeam pe pace, am povestit lui Alexandra cum a fost, ororile comunismului, cum închisorile în care au murit oameni, cum au măsluit ei alegerile din 1947, cum l-au dat jos pe rege și așa mai departe. Deci am făcut regimul comunism cu ou și cu oțet, iar apoi am spus că Ceaușescu a fost prieten foarte bun cu liderul Coreei de Nord la acea vreme și după o vizită în Coreea de Nord în anii 70 a venit în România și a introdus și la noi acele parade grandioase de 23 august, de 1 mai, acel cult al personalității care s-a dezvoltat ulterior. Și după ce am terminat toată discuția, stăteam și ne gândeam, băi, zic, acum am îmbulinat-o, mă, băi, deci acum? Deci fii atent ce am povestit. Mai mult decât atât, nu puteam să povestim despre regimurile comuniste. Și ne așteptam să vină atunci noaptea sau a doua zi dimineață cineva să ne invite frumos la biroul șefului de post pentru a da niște declarații și... Dar am avut noroc, nu știu, ori nu-i mai interesează, ori... Pentru că e clar că ei înțeleg limba română. Și ne-am dat seama de acest lucru în momentul în care... Am mai povestit faza asta, a vrut Alexandra să sune România, am făcut un experiment și în momentul în care ghida ne-a întrebat foarte serios de ce credeți voi că în Coreea de Nord este așa cum ați auzit, Alexandra a spus, de exemplu, nu pot să sun la mine în țară și ghida s-a atacat, cum adică nu poți să suni la tine în țară, unde vrei să suni? Păi în România. Bine, te duci în cameră, iei receptorul și suni în România. Mers Alexandra în cameră, a luat receptorul, a răspuns recepția și a spus I want to call to Romania.
Și la care recepționerul a zis, da, un moment, vă fac legătura. A făcut legătura, la care o voce a răspuns în limba română. Unde vreți să sunați? În România? La ce număr? La care Alexandra a fost terminată. A sunat-o pe mama ei, dar cele două minute cât a vorbit a fost doar, mama, suntem bine, suntem foarte bine, e foarte frumos în Coreea de Nord, e minunat. Și deci e clar că avea fiecare turist din grup, fiecare turist de altă naționalitate din grup avea un om de la securitate, de la serviciile secrete desemnat care să-l urmărească, un om vorbitor de limba sa, pentru că cel care ne-a răspuns la telefon vorbea într-o română impecabilă, spune Alexandra. Și e clar că ei ne-au înregistrat tot timpul și ne-au urmărit, dar probabil sunt foarte interesați de banii turiștilor și nu pun atâta, nu pun bază pe ceea ce vorbesc turiștii între ei sau pe impresiile noastre. Ei știu că nu putem fotografia decât ceea ce ne arată ei, ei știu că putem filma doar ceea ce ne lasă și nu-și fac probleme. Impresiile noastre personale nu interesează atât de mult. O parte din mine zice că, bă, nu e adevărat tot ce se povestește, dar nu am curaj să dovedesc chestia asta, știi? E ciudat. Cum am ajuns noi aici? Dragilor, cam atâta pentru astăzi din Coreea de Nord. Nu uitați și de canalul nostru secundar, Alexandra și Adrian, Români în Austria. Pagină de Facebook, Instagram, Everyday Holiday, liniuță jos, official. Asta pentru că tot ați spus că vorbesc numai eu și Alexandra nu vorbește. Cam atâta ne-am putut aminti și noi din Coreea. Mai multe nu putem sau poate chiar nu ne amintim. Până data viitoare, când ne vedem într-un nou și frumos vlog, vă pupăm!